Ninja, ninja, utskriv peze pada. Ninja, ninja, albo serenado. Ninja, ninja, fulgi de zăpadă. Cântă și dansează, albă, serenadă. Albă, serenadă. Iată, doamnelor și domnilor, ne aflăm la Bran. La Bran, în prag de sărbători, iar alături de mine am bucuria și onoarea să-i am pe Ancuța Dionisie, profesor, scriitor, președinte Asociației Global Human Recovery, și pe Walter Dionisie, compozitor, părinții adoptivi ai unor copii extraordinari, pentru că anul acesta ambasadorii Branului împlinesc un an de activitate. Este vorba despre o activitate nu doar frumoasă, ci plină de pasiune, plină de bucurie și plină de satisfacții. Ancuța, o să te întreb pe tine, dacă ar fi să facem bilanțul anului 2015, ce înseamnă acest an pentru Global Human Recovery? În primul rând, bine ne-am revăzut. Și eu mă bucur. Și cu bucurie constatăm că sunteți alături de noi la împlinirea unui an de când proiectul nostru Ambasadorii Branului a prins viață, datorită nouă, datorită lui Dumnezeu și datorită acestor copii minunați de care ne ocupăm. Global Human Recovery funcționează sub această denumire înainte de a deveni, din punct de vedere juridic, o asociație. Cred că avem vreo 4-5 ani la activ de când lucrăm în acest nume, Global Human Recovery, și avem o activitate foarte bogată. Însă ultimul an ne-am întrecut pe noi înșine, pentru că este anul celor 4 festivaluri de muzică pop pentru copii și tineret. Este anul în care ne-am prins rădăcini puternice aici în Bran și am devenit într-adevăr promotori culturali ai acestei zone. Este anul în care am polarizat forțe creatoare și tinere talente, nu numai din Bran, am strâns din Bran tot ce este talentat și o să-i vedeți aici. Este un an în care alături de noi în Bran au venit copii din toată țara și nu numai copii din toată țara, dar și personalități deosebite ne-au stat alături și ne-au sprijinit în demersul nostru de a promova cultura, de a promova valorile, de a promova originalitatea și tot ce este curat și clar, cumva aflându-ne în postura de păstrăvi contra curentului, pentru că majoritatea lumii se orientează după tiparele prea bine știute, cele impuse în mod forțat aproape în conștiințele lor de către anumite posturi de televiziune care nu fac ce faceți voi. Vai, și fac doar comerț, punct. Te rog frumos să menționez, TDS a fost întotdeauna lângă noi. Asta am spus, că am constatat cu mare plăcere de la început, da? Că ei sunt întotdeauna cu noi. Întotdeauna când este vorba de o activitate ce presupune cultură și remarcăm grila voastră de da, programe care este total schimbată și în foarte bine, am ascultat jazz,
vedem lucruri minunate acolo, se întâmplă ceva, se întâmplă ceva. Se întâmplă, noi ne bucurăm că putem fi aproape de oameni ca voi, de evenimente pe care voi le creați, de acești copii minunați pe care îi creșteți și care au ajuns deja la stadiul acela de a fi performer, pentru că dacă fac din plăcere, din pasiune și nu foarte ușor, adică chiar îi puneți la treabă, chiar sunt școli la școala Global Human Recovery, dacă putem spune, și iată, se termină 2015, vine un alt an și cu siguranță dacă acest an a fost cel mai rodnic, cel mai plin de evenimente, nu știu, mă gândesc ce o să mai face, Doamne, la anul, în 2016. Vă rog să-mi permiteți să vă arăt câteva din realizările noastre. Haideți să ne gândim, 2015, da. Le luăm pe rând. Am fost declarați de către Primăria și Consiliul Local Bran și de către Asociația Fiii și Prietenii Branului, cetățeni de onoare, diplomă de cinstire, doamne Anca Dionisie și domnul Walter Dionisie. Acum ar trebui să aplaud eu, deși sunt singur aici, dar vă aplaud din toată inima. Da. După care... E un arsenal întreg de diplome și de... A primit diploma acordată ambasadorii Branului. Iată, ambasadorii Branului au primit tot așa din partea o diplomă de cinstire. Nu? Cred că din partea Asociației Fii și Prietenii Branului. Așa scrie aici, primărie și asociația. Și asociația, da. Da, da, da. Și se numește diplomă de onoare. Diplomă de onoare, deci ambasadorii Branului. Minunat. Și încă o diplomă? Da. Domnului Walter... Dionisie, cred. O diplomă aniversară. Eu am primit o diplomă aniversară. Nu știu dacă a fost pentru ziua mea sau... Care va să vină. A fost pentru Asociația Global Human Recovery, pe care o reprezintă Ancuța aici în calitate de președinte și eu în calitate de soțul ei. Și a urmat... E și asta o calitate. Da, este o mare calitate. Da. Noi ne cinstim în fiecare zi. Da. Cu alcool. Nu. Sunteți o familie ideală. Dar s-au adunat aici Steve. La un moment dat nu o să vă mai încapă în bibliotecă toate revistele. Am scos revista Ambasadorii Branului, revista de atitudine culturală. Iată cele trei numere pe care am reușit să le scoatem până acum. La primele două numere a contribuit și primăria din Bran și mulțumim foarte mult pentru tot suportul pe care ne l-au acordat în diferite ocazii, nu în toate. Dar le mulțumim foarte mult pentru acest lucru. Acest videoclip, așa e de la Bran, compoziția noastră, muzică și text, care poate fi constituită într-un imn al Branului fără niciun fel de problemă. Videoclip, producție muzicală, tot la noi în studio, la Global Human Recovery, făcut absolut gratuit, fără niciun sponsor, fără niciun ajutor, l-am făcut noi. Pe care o să vă invit mai târziu să-l urmăriți. Da, chiar, abia așteptăm. Da, da. Ancuța a scos și... trilogia Apă de Ploaie, care este compusă din volumul Apă de Ploaie, lansat la Paris acum 3 ani, la Institutul Cultural Român, după care a urmat Viena, Zurich, nu are rost să ne mai lăudăm așa, ne urmăriți-ne pe internet, 21 de grame, volum de versuri, aceasta e trilogie, și apariție absolut inedită, evident în premieră, Murga Pământului, noul volum de versuri al ei, 2015, care de această dată a fost însoțit de un alt album al meu, 21 de grame, care mă reprezintă, scris tot pe versurile Ancuței. Walter, trebuie să spunem puțin ce înseamnă acest titlu, 21 de grame, pentru că, din punctul meu de vedere, este cel mai sensibil titlu pe care probabil nimeni nu-l înțelege până nu explicăm noi, pentru că ar fi o cantitate, da? Dar ce reprezintă această cantitate, 21 de grame? Se presupune că ar fi sufletul. Nu se presupune. Suntem în epoca în care toată lumea măsoară, cântărește și face statistici. Ne place îngrozitor de mult să facem statistici. Așa că un cercetător s-a apucat să cântărească corpul unui om în viață și corpul unui om când a plecat dincolo. Aceluiași om, evident. Da, și a observat diferența de 21 de grame între cele este două mai ușor momente. Da. Presupunând că această diferență ar veni din masa sufletului, să nu zicem greutate.
Deci atât cât de puțin cântărește fizic, dar cât de mult cântărește până la urmă spiritual sufletul, iar voi ați surprins și într-un videoclip. Îmi place că totdeauna se combină poezia cu activitățile voastre până la urmă. După atâți ani, în sfârșit, am reușit. De fapt, să noi facem... ne-am combinat cu ele, poezia și muzica erau de mult combinate. Poezia și muzica ele voastră. Ele sunt îngemânate prin definiție de la începuturile lor, poezia și muzica. Noi am intrat Așa în este. Jocul lor foarte bine și am rezonat împreună cu ele. Poezia și muzica Ancuței și a lui Walter Dionisie deja fac, poeziile acestea fac istorie sau colajul poezie, muzică face istorie. Bun, vorbeam, spuneam la început că ne aflăm la Bran, în această zonă binecuvântată de Dumnezeu, în această locație unde ne aflăm noi, încă o dată ar trebui să spun, deși eu am spus-o înainte de emisiune, o mai spun și acum public pentru telespectatorii noștri, un cadru ideal și pentru filmarea noastră și pentru bucuria sufletească a fiecărui om care poposește aici, măcar pentru o oră. Și dacă toți suntem aici în această perioadă premergătoare Crăciunului, sărbătorilor, alături de copii, cumva așa la gura sobei, chiar dacă o spunem la figurat, cu sufletul îngemănat, toate sufletele una lângă celălalt, ar trebui, Ancuța, să vorbim puțin despre Crăciun. Pentru că este sărbătoarea sfântă din an, când se spune așa, toți ar trebui să fim mai buni. Nu trebuie să fim mai buni doar de Crăciun, trebuie să fim buni tot timpul anul, dar parcă atunci e ceva în plus. Când familia e familie, când cei dragi sunt împreună, când masa de Crăciun, când Moș Crăciun, când bradul, când toate aceste elemente constituie tabloul perfect pentru a nu fi singur. Și cum îmi place mie să spun, am în promo emisiunii mele, că în viață nu contează ce sau cât ai, ci mai ales pe cine ai alături de tine. Într-adevăr, suntem împreună aici și contează. Suntem aici împreună datorită prietenilor noștri, Marius și Andreea, și acest loc minunat pe care tu l-ai pomenit și pe care telespectatorii îl pot observa în fiecare secundă, se numește, nici nu se putea altfel să se Nu, s-au gândit foarte bine la denumire. Casa da. Amintirilor. Da, această căsuță cu amintiri, sper să fie o căsuță cu amintiri și pentru dumneavoastră, cei care ne priviți acum, gândindu-vă la ceea ce v-am pregătit noi astăzi. Pentru că noi acum am vorbit ce am vorbit, dar nu uitați, suntem pregătiți și cu muzică, și cu poezie, și cu cu sarmale, cu țuică, încă nu, că mai e puțin, deși dacă vorbim despre lucrurile lumești, noi tocmai am asistat la un tranșat de porc puțin mai devreme, tot Anca și Walter, doi vegetarieni convinși, ne-au dus acolo pentru că este un moment tipic perioadei dinaintea Crăciunului, când oamenii... Stai seama că eu plâng și când tai ceapa. Tu plângi și când tai ceapa, dar mi-te când se taie porcul și totuși ați suportat 5 minute să fiți acolo alături de mine, după care... Considera că stăm la priveghi, după care ne-am retras elegant, sigur că da. Ce înseamnă Crăciunul? Din totdeauna oamenii au manifestat o atracție, o iubire deosebită față de lumină. Ne-am născut pe lumină și deodată cu lumină. E clar că această sărbătoare a vieții nu s-a întâmplat în alt timp decât odată cu apariția omului și odată cu lumina. Înseamnă că această sărbătoare a Crăciunului s-a suprapus, practic, ca oricare altă sărbătoare a creștinismului, peste așa numitele tradiții păgâne. E clar că erau atât de bine înrădăcinate aceste sărbători păgâne, încât a fost foarte greu să se modifice datele întâmplării sărbătorilor creștine. De aceea vorbim despre sărbători gazdă și sărbători găzduite. Sărbătorile gazdă sunt, în cazul Crăciunului, sărbătorile soarelui, sărbătoarea nașterii soarelui, în oricare civilizație, fie că spunem că este egipteană, civilizația greacă sau romană, întotdeauna exista sărbătoarea soarelui. Peste această sărbătoare s-a suprapus sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos și nu degeaba, pentru că nu puteai în conștiința maselor să operezi de pe o zi pe alta, de pe un an pe altul, o schimbare atât de mare.
Și atunci, pe la anul 354, s-a întâmplat ca să se stabilească ca 25 decembrie să fie sărbătoarea de Crăciun, pentru că atunci intra și iarna cu toate ale ei în drepturi. Da. Și atunci oamenii, din Europa cel puțin, în Europa, sub ocupația romanilor, până în secole 15 și 16, Crăciunul a fost atât de important încât era considerat intrarea în noul an. De exemplu, la români, în Transilvania și în Banat, încă se mai spune de 1 ianuarie Crăciunul mic. Da, până în secolul 15-16, la francez, cât și la german, cât și la englezi, ei așa sărbătoreau anul nou în perioada Crăciunului. Deci iată ce înseamnă Crăciunul. Înseamnă lumină până la urmă. Când ne gândim la Iisus Hristos, asta vedem. Vedem înțelepciune, vedem lumină, vedem curățenie, vedem dăruire și bunătate. Și vreau să vă spun, dragilor, că omul, degeaba ne străduim noi să fim buni cu anumite ocazii, da. Omul s-a născut bun. Omul s-a născut bun. Păcat că s-a născut pe lumină. El a inventat umbra, el a inventat răul. Acestea nu existau, pur și simplu ne-am născut curați și foarte curioși. Curioși să intrăm în amănunte. Și am intrat atât în amănunte, zicând că evoluăm, încât am uitat lucrurile esențiale. Și poate de Crăciun ar trebui să ne întoarcem la ele mai mult ca oricând. La esențe, sigur că da. La esențe, așa este. Foarte frumoasă această pledoarie pentru Crăciun, cu multă informație și cu multă emoție. Acum nu știu cum să fac eu trecerea de la tot ce a spus Anca, atât de elevat și emoționant, la ce spuneam înainte, pentru că înainte... Da! Având în vedere în ce zonă suntem, Irina, da. Este o zonă în care populația se ocupă preponderent de creșterea animalelor, din moș strămoș, da. Din preistorie. Moș Crăciun, știi cine era? Nu era tipul acela îmbrăcat în roșu și cu barbă albă, semănând cu licoarea rubinie cu guler de spumă alb, o invenție gazetărească din anii 30. Da? Nu era nici Moș de cum. Moș Crăciun era un înțelept. Un înțelept, da. Căruia îi se mai spunea omul, căruia îi se mai spunea Zalmoxis sau Zalmoxa, păstorul, zeu înțelept. Sau bătrân, sau moș. Zalmoxa în limba dacă, Zalmoxis în limba greacă. Exact. Deci Herodot a luat Zalmoxis de la Zalmoxa, zeul moș, zeul înțelept, care se presupune că îl definea pe Zalmoxis, nu? Da. Deci uite ce Moș Crăciun avem. Și iată ce Moș Crăciun avem. A coborat din munți cu haina aceea de mițoasă și aducea daruri, urdă, fructe, miere, aduceau darul oamenilor nevoiași. De asemenea, căra cu el, foarte interesant, crenguțe de vâsc. Știți că vâscul este o plantă magică. Ea are proprietăți vindecătoare. Vâscoase, da. Da. Vindecătoare. O foloseau chiar și pentru a vindeca animalele, pentru că aici, într-adevăr, oamenii cresc mii și mii de animale, au turme nenumărate și o agățau peste tot, din grajduri și până în case, erau agățate aceste crenguțe de vâsc. Ce vreau să însemne și fertilitate, ce vreau să însemne și bogăție, ce păzeau de spiritele rele. Da, aveau puteri tămăduitoare. Și aveau puteri tămăduitoare. Iar după ce se uscau, ele căpătau culoarea aurie, pentru că acea creangă de aur se presupune că a lui Fraser, de data aceasta, se presupune, să le spunem telespectatorilor, se presupune că este vorba despre, da, George Fraser, da, o istorie a religiilor, care s-a numit creanga de aur. Același lucru cu acea denumire cu a romanului lui Sadoveanu, creanga de aur. Nuvelei, da. Acea crenguță de aur este crenguța de vâsc uscată, care rămâne acolo ca o flacără, ea nu are rădăcinile în pământ și protejează în jurul ei. Și se presupune că cel care căra acele crengi era Crăciunul, Moș Crăciunul, de acolo. Există o variantă de genul acesta despre crenguța de aur. La franceză zice Père Noël. Père Noël.
la americanii zic Santa Claus, nu? Și noi zicem Moș Crăciun, foarte interesant, da. Vezi, se spune despre crenguța de vâsc așa că ar fi un parazit care crește pe copac, da? Dar uite că, pentru că spuneai înainte că oamenii s-au născut puri, curați și s-au virusat, dacă ar fi să spunem ceva legat de epoca în care trăim. S-au vâscozitat. Poate că vâscul dovedește celălalt lucru, că e un parazit care știe să fie bun și poate un revers. În viață întotdeauna sunt cercuri vicioase în care ne învârtim sau cercuri nevicioase, dar iată că până la urmă spiritul Crăciunului, cu Moș Crăciun autentic sau îmbrăcat în roșu, cu parazis cu tot, cu oameni buni sau răi, ăsta este Crăciunul. Și haideți, doamnelor și domnilor, să ne ducem acolo, la Domnul, că voi, unde m-ați dus voi, trebuie să-mi spuneți două vorbe despre... Este familia Anganu. Așa. Da, Walter vă povestește mai multe. Da, da, da. Walter trebuie să-mi spună că mi l-a lăudat acolo și eu am constatat că avea dreptate. Sunt brăneni din tatăl, da. Fiu, din neam în neam, de la Zalmoxis încoace, cred că n-a existat o sinapsă în transmiterea tradiției și în transmiterea acestui spirit pastoral, spuneți-i cum vreți. Sunt niște oameni viguroși, verticali, oameni care spun numai adevărul, care nu admit greșeala, care nu admit minciuna. Îi cunoaștem personal, i-am văzut, am urmărit cu atenție tot ce înseamnă păstorit, am învățat cum se pleacă oile, cum se întorc, de câte ori, cine, cum ne îndrumă, da? Oamenii sunt specialiști în tot ce înseamnă prepararea berbecului, oii, vacii, porcului. Da, da? Deci ei sunt specialiști. Ei le tratează bine, da, și când sunt în viață, da, pe aceste, da, animale, da, respect, și apoi, respectă, da, ceea, da, ce fac. Prepararea, da, da, cărnii și tot, respectă un tipar venit din străvechime. Da, întotdeauna zice, acum să-i numim, este vorba de domnul Gabi Anganu și domnul Dan Crăciun, pe care o să urmărească telespectatorii în plin proces de preparare. În plin proces, pe bune, așa cum spun copiii, da, de adevărat, pentru că noi am participat cu privitul cei drept și cu gustatul, pentru că șoricul acela proaspăt a trebuit să-l degustăm, și ne-am convins că această activitate este nu doar o activitate practică pe care trebuie omul să o facă înainte de Crăciun, ca să aibă acolo în afumătoare cârnații și hălcile de carne sau mușchiulețul de porc, ci este o activitate cu mare artă și făcută din suflet. Am văzut. Și făcută cu pricepere și ceva de genul impecabil. Eu am văzut în multe locuri ce înseamnă un tăiat de porc, dar aici era totul impecabil. Și făcut ca la cald. Da, la nivel european, profesionist făcut, cu explicațiile de rigoare și așa, ca la carte. Așa că, doamnelor și domnilor, haideți să vedem cum s-a tranșat porc. Trebuie luat pe după el, așa că strică mușchiul. Dacă știi să-l iei, dacă nu l-ai găuri, l-ai făcut ca... Să trăiești! Salut! Zice de ale porcului. Uitați cum se duce, ați văzut ca și în partea asta. Hai că imediat te pune pe grătar. Iau că e aici atunci. Așa. Pastele, ca să rămână și rea spune. Da, așa cu tuporul, cam direct. Alții bate cu ciocanul, ca la coasă, fiecare cum îmi dă mâna. Luăm și din partea. De aici aș fi exact ce trebuie făcut, fac. Dar n-am pățit. Posibil, poate, ce să știu? A fost un
mai erai la tăiere? Uitați ce curate, uitați-vă și dumneavoastră, nu e nici. Stai. Plămâni are. Na, vedeți ce curate. Normal aici a spălat acum. Rămân de pol, sănătos. S-a mai întâmplă, și la mine s-a mai întâmplat. Dar uite, acum am avut noroc ca să nu mă văd. Ăștia sunt mușuleții mici. Da. Cum se zice? Ăștia... Zici tu că tu ești mai nou. O să luăm probă să ducem la laborator să facem... Uita, și vine până aici frumos, uitați cum vine de, între coadă și mațul. Asta înseamnă meserie. Da. Ia și cu toată. Suntem doctori, chirurgi. Da, da, chirurgi. Plămânii jos. Asta merge la cauta voastră. Am filmat. Da. Aici vine ficat. Uitați, partea asta trebuie să meargă la trechine. La analize, să nu fie avut cumva trechine. Și partea aia și ăștia, mușuleți ăștia de la stomac de aici. Da, acolo. Toată lumea așa trebuie să ducă. Aici se localizează cel mai tare trechina. Nu putem să mâncăm nimic până nu facem trechina. Da, stomacul. Asta este firea, da. Care se ia, că zice că e bila. Bila. Ea mare. Bila. Normal mai tragi de aia așa. Da. Da. Da, da. Asta e o sânza. Așa, da. Uitați cum se ia și cum se trage. Și gata. Regiturelele cu... Da, cu o sânză. Foile. La afumătoare. La afumătoare. Da, terminați. Acolo și... Asta e burta. Da, se bagă la cârniți. Acesta a fost portul de 135 de kilograme. Vă urăm la mulți ani și poftă bună. Vă mulțumim. Mulțumim și vă dorim sărbători fericite. După ce porcul a fost tranșat, bineînțeles că bucăți importante din el se află la afumătoare. Aici aveți o afumătoare destul de mare. Da, avem o afumătoare și facem fum, uitați cum, cum bine vedeți, cu rumeguș de fac, de esență tare. Să lăsăm câteva zile la afumat produsele, se afumă și apoi... Se mai și usucă puțin și că se pot mânca direct așa, crud, uscate. Să mai spuneam că trebuie să îi lămurim pe oameni să nu mai mănânce neapărat mâncare din aceea din supermarketuri, să mănânce sănătos, ecologic, iar tot ce faceți dumneavoastră aici așa e. Este foarte bun, foarte sănătos și altceva ce să mai zic. Poftă bună, asta se mai... Poftă bună! Ei, dacă ați văzut cum s-a tranșat porcul, dacă ați văzut produsele în afumătoare, păcat că nu putem reda și mirosul pe sticlă. Da, îl putem? Mine, da, trebuie. Cred că a rămas acolo la domnul Hanganu. Nimic nu este întâmplător pentru că ambasadorii Branului, care așteaptă cu nerăbdare să vă cânte niște colinde, au participat la filmarea acelui videoclip, nu Walter, tot la stână de data aceasta. De unde vine porcul, de unde exact. Vine oaia, de unde vine vaca, de unde vine laptele, brânza. Căutați, domnule, căutați-l, fraților, căutați-l pe Gabi Anganu din Bran. Brănean, orice aveți nevoie în ceea ce privește gusturile, da? Autentic. Noi după 6 ani de stat în zona asta am descoperit ce înseamnă brânza, laptele adevărat și tot ce înseamnă...
Știi, poate că oamenii vor înțelege că a cumpărat din supermarketul nu e tot una și produsele nu sunt aceleași. Niciodată. Cu produsele acestea, le spunem noi ecologice, dar sunt produse naturale, produse gustoase, produse sănătoase și vorbeam cu domnul, uite câtă slănină mănâncă și câte din astea care spun, a, crește colesterolul, nu putem să mâncăm așa ceva. Și domnul are analizele perfecte și nu iese nici gras. Și nu. Și a spus mai de una, da. A spus că, domne, nu, s-a descoperit că nu carnea de pui este cea mai sănătoasă și cea mai în regulă și culmea, paradoxal, carnea de porc. Carnea de porc, dar nu orice porc, acesta pe care l-am văzut noi acum, nu era porc din acela crescut la foc automat, în 3 luni umflat cu porcul cu tot felul de... era un porc adevărat care a crescut încet, în timp, într-un an de zile și care arăta așa cum ați văzut. Bun, pentru că ambasadorii Branului au cântat tot acolo la stână, acum vă invităm să urmărim împreună un videoclip cu ambasadorii Branului. Așa e pe la Bran. Așa e pe la Bran. Filmat chiar acolo. Să fii cioban cu turma pe imaj. Așa.
videoclipul Așa e pe la Bran, interpretat chiar de acești artiști lângă mine în acest moment. Irina și Ancuța m-au lăsat pe mine anfitrion pentru că spațiul chiar nu permitea să fim cu toții aici, dar sper să fac față într-o situație atât de dificilă, pot să spun, da? Pentru că sunt foarte emoționat, va trebui să cânt alături de niște foarte mari artiști aici de fapt în fața dumneavoastră, în devenire, evident, niște cântece de iarnă, vom asculta și niște poezii, ei sunt ambasadorii brandului încă o dată și am să-i prezint de la stânga dumneavoastră la dreapta, uite, Andreea Trandafir, Andreea Oprescu, Ioana Solovăstru, Nicoleta Hermeneanu, Denisa, Georgiana și am greșit? Nu, întotdeauna Georgiana și Miruna sunt primadonele noastre, solistele noastre, Georgiana și Miruna. Și vom începe cu un colind tradițional, intitulat Nu știu din ce cauză Moș Crăciun. Moș Crăciun, acest colind străvechi. În continuare, dați-mi voie să consult desfășurătorul făcut de Irina și Ancuța. În continuare, avem o poezie interpretată de Ioana Solovăsu, pe care o invit să-și aranjeze microfonul. Până una alta, să vă spun că Ioana ne ajută foarte mult la regia tehnică, în momentul în care noi avem festivalurile pe care le-a amintit Ancuța mai devreme. Te rog să dai microfon mai aproape de tine de data asta. Tu vei fi cea care vei interpreta această poezie. Numele, prenumele poetului, anul în care a scris, cum s-a simțit când a auzit prima dată poezia recitată de copilul lui și dă-ne toate detaliile. Iarna, de George, de... Ion Caragiale. A, nu e iarna. E altă poezie? A, e iarna. Da. De cine? De... Ion Luca Caragiale. Wow! Atenție! Iarna de Ion Luca Caragiale. Foarte interesant. Și eu am rămas uimit. Recunosc că n-am știut. Bine. Negreșit, ca sus în cerul, soarele fiind aprins, nu se simte frigul gerul care astăzi ne-a cuprins. Negreșit, focul din soare nu plătește Dumnezeu, însă noi plătim sărmanii, lemne și cărbun mereu. Doamne, deveni într-o noapte pe pământul înghețat, ca să vezi cât e de jalnic, să tot tremur neîncetat. Tu care îți iubești făptura și mai zice un cuvânt și ai opri cu crivățul aspru să mai sufle pe pământ. O, da. Încă o dată vă aduc aminte că este vorba de o poezie scrisă chiar de Ion Luca Caragiale, Iarna. Mai departe urmărim acest desfășurător scris cu multă dibăcie, unde apare, iată, un alt colind străvechi, bănuiesc că ați auzit de el, noi îl cântăm pentru prima dată împreună de 5 minute încoace, el se numește O ce veste minunată. Eu, în calitate de dirijor al corului, le voi da tonalitatea într-un fel specific. Dacă vă aduceți aminte de Beaker de la Muppet Show. Dacă nu, nu.
Ce veste minunată și, într-adevăr, după cum am remarcat cu toții, nu știu câta oară, profunzimea acestor versuri, dincolo de orice distracție și veselie care, în mod obligatoriu, este arundată Crăciunului, aceste colinde românești sunt de o profunzime rară. Dar urmează Andreea Trandafir cu o poezie veselă de data aceasta și o rog pe Ioana să aranjeze mai bine microfonul, mai spre Andreea, așa. Numele, prenumele autorului, la ce dată a fost scrisă poezia, cu precizie. Odă sobei mele, de George Topârceanu. Păstrând intactă și adormită spuză, în colțul tău stai rece și ursuză. O, inutilă mobilă! Pe semne, te-ai supărat că nu-ți mai cumpăr lemne? Tu nu-ți dai seama că, deși regret, nu te-am putut prevede în buget. Dar hai să facem amândoi bilanțul, să vezi și tu cât valorează șfanțul. Sunt 40 la birt, 30 chiria, sunt 7 și 80 spălătoria. 5 franci e vinul, fără amănunte. 4 cheltuieli mărunte, sunt 10 franci și 20 tutunul. Un franc pomana, fac 101, plus 6 franci pe lună zvarți cu lapte, 107, scăzând acum din leafa de student, rămâne o băncuță în excedent. Și vezi, de tine nu mă mir deloc, că ai stat o iarnă întreagă fără foc, dar m-aș mira de mine să trăiesc o săptămână fără să iubesc. Deci, până să cumpăr lemne cu căruța, eu totdeauna cheltuiesc băncuța și abia atunci constat că ar fi posibil să faci căldură fără combustibil. Topârceanu avea gânduri bune. Aplicabile în situația în care rămâi fără lemne. Ei bine, sau întrerup băieții ăștia gazul. Invităm pe Andreea Oprescu. Ele stau una lângă alta. Sunt Andreele Stereos. Andreea stânga, Andreea dreapta. Andreea Oprescu, te rog să ne prezinți poezia pe care o vei recita. Tot mai pleci și tot mai vii. Anca Dionisie. Clopotul tăcerii bate prin zăpezile pustii, chiar dacă ai închis zăvorul, tot mai pleci și tot mai vii. În odăi neîncepute, alt foșnind a poezii,
Chiar de dorul te încuie, tot mai pleci și tot mai vii. Armăsarii apte așează, te gonesc cei fumurii, chiar de casa ta niciunde, tot mai pleci și tot mai vii. Drumurile duc și aduc, niciodată nu-ți pusti. Drumul lui nici când nu-i pasă, dacă pleci sau dacă vii. Dacă pleci sau dacă vii. Ce să spun, urmează ca noi toți să urmăm un drum după ce terminăm aici și o să-l întrebăm precis. Le dă jos din mașină și, băi, mai pleci sau îți pasă ceva de mine, că plec sau că vin? Vreau să faceți acest experiment, să vedeți ce zice. Bun, păi, dragii noștri, rolul meu ca și anfitrion prezentator s-a încheiat aici. Vă las în continuare cu ambasadorii Branului, de această dată interpretând un colind orchestrat în studiourile noastre de la Global Human Recovery, care o să vă surprindă prin ineditul pe care îl veți observa imediat. Începem acum un colaj de câteva piese, una mai frumoasă decât cealaltă, cu copii interpreți, unul mai talentat decât celălalt. O las pe Anca să ne prezinte, era să spun primul concurent, primul interpret, primul copil care ne va bucura sufletele acum. Ei, nu greșeai dacă spuneai primul concurent, el este Darius Moisa și, într-adevăr, de nenumărate ori concurent a fost în multe festivaluri naționale, unde a luat premii și trofee nenumărate, pentru că în ultimul an a avut așa o explozie de curaj și o explozie de creativitate în ceea ce privește muzica și interpretarea și ne-a uimit... interpretându-ne, ne va uimi interpretându-ne în seara aceasta un colind și acompaniându-se singur cu chitara, ceea ce și pentru noi este o noutate, trebuie să o spunem din start. Darius, vreau să completez că Darius este unul dintre invitații ambasadorilor Branului, este unul dintre copiii care studiază muzică în Brașov la Palatul Copiilor, avându-l ca profesor pe domnul Ioan Pancea. Iar acești copii, care deși studiază muzică, studiază canto în Brașov, sunt sub umbrela Global Human Recovery, pentru că ne ocupăm de ei în mod deosebit, de prezența lor scenică, le punem acea picătură care să umple cumva paharul frumos al prezenței lor pe o scenă. Îl ascultăm pe Darius, interpretându-ne un colind. Colinda săracă se numește. Să ascultăm. Dar treziți-vă, treziți, iar vă-mi colindătorii, ce-au plecat la colinda, iar auzi pe cerul zorii. Colindăm și-o-mi colinda, care vi se vor veni, colindăm cu mare veste, florile galbe la fereastra ta, florile galbe în inima mea.
Darius Moisa, un alt interpret, un tânăr de data aceasta, pentru că eu îl știu când era așa, cam de vârsta lui Darius, și deodată îl revăd acum mult mai mare și mult mai frumos, trebuie să spun, Anca. Este vorba despre Mr. Blue. Cine este Mr. Blue? Mr. Blue sunt chiar eu. Cine ești tu? Sunt un tânăr compozitor. Un tânăr compozitor, un tânăr interpret. Îi priește aerul de, vă spun eu, îi priește aerul de peșteră. Așa. Deci este se ca vede, și noi, nu? Cei de la Ambasador și Global Human, este un locuitor al zonei, trăiește în peșteră, nu într-o peșteră, ci într-o casă superbă, unde are un studio superb, unde are niște părinți absolut geniali. Mama lui este pictoriță, tatălui este de asemenea compozitor și interpret. N-avea cum să iasă altceva decât acest copil minunat, Mr. Blue, că a crescut acum și are o grămadă de fane în rândul ambasadoarelor Branului. Da, eu mă gândesc, Anca, ce magnet e aici la peștera, la Bran, la Moeciu, în zona aceasta mioritică, de va atrage pe toți care stați... Nu înțeleg că aici este cu Zalmoxis, da, cu Zalmoxa, da. Deci cu Moș Crăciun vine întâi la Bran? Da, da. Este aici, în doi pași. Nu, Moș Crăciun stă tot timpul la Bran. Nu cred că vine, cred că există coboară din munte în fiecare zi. Să vedem... Mr. Blue, tu ce-ți dorești de Crăciun? De la Moș Crăciun. Tot ce-ți dorești tu de Crăciun aș vrea să ne spui. Tot ce vreau de Crăciun ești tu. Am înțeles. E vreo piesă sau ce? Ce? Este o piesă care o lansez chiar acum, în direct. E prima audiție? Prima audiție. Suntem atât de norocoși. Noi avem privilegiu, da, Dani? Și Mr. Blue, pardon, așa cum te numești tu, este o piesă în primă audiție, o piesă pe care, dacă cineva vrea să o mai asculte, o mai poate găsi și în altă parte? O poate găsi pe YouTube, Mr. Blue, ce vreau de Crăciun ești tu, pe iTunes și Google Play. Bun, ia uite în câte locuri poate fi găsită așa piesa. Așa că dați un click pe inima lui Mr. Blue și căutați această piesă, de-abia așteptăm să o ascultăm. Ce vreau de Crăciun ești tu, cu Mr. Blue. Poarta în ceruri e deschisă, stelele au evadat, în cascade lumei ninsă, îngerii s-au revărsat. Se aștept ca o baladă, se coboară încetişor, precum frunzele în o gradă, plânse de copacilor. Tot ce vreau de Crăciun ești tu, ce vreau de Crăciun ești tu, tot ce vreau de Crăciun ești tu. Tot ce vreau de Crăciun ești tu, ce vreau de Crăciun ești tu, tot ce vreau de Crăciun ești tu. Vin pe lume din lumină, se aștept ca un covor, să ne aducă fără vină, doar smerenie și dor. Nu se teme a fi zăpadă, nu pretinde a fi ceva, doar se bucură să cadă, fără verbul a avea. Tot ce vreau de Crăciun ești tu, ce vreau de Crăciun ești tu, tot ce vreau de Crăciun ești tu. Tot ce vreau de Crăciun ești tu, ce vreau de Crăciun ești tu, tot ce vreau de Crăciun ești tu. Să vii anii-ți frumos, o noapte și o zi, îmi amintesc cum ne iubeam, cum ne iubeam. Tot ce vreau de Crăciun ești tu, ce vreau de Crăciun ești tu, tot ce vreau de Crăciun ești tu. După doi băieți, iată și o fetiță, se numește Doinița Drăgan. Anca, ne spune mai multe despre ea. Da, este elevă în clasa întâi.
Este câștigătoare și ea unui premiu important la primul ei festival, Bran Winter Fest, care a avut loc pe 5 decembrie. A cântat acest cântecel de iarnă, cu care ne va încânta și astăzi. Succes, Doinița! Clin clopoțel, în noaptea minunată, îi se aud cântând așa frumos, că s-a născut în neza cea sărată fiul Domnului din ceruri, Iisus. El este Domnul Iisus, nașterea lui tot cerul ne-a dus. El este Domnul Iisus, nașterea lui tot cerul ne-a dus. Stele răsar în drumul către Iesle, când strănucesc e totul ca un vis. La Bethlehem, imagini din poveste, cu care a fost prezis. El este Domnul Iisus, nașterea lui tot cerul ne-a dus. El este Domnul Iisus, nașterea lui tot cerul ne-a dus. N-a fost nici gând pe lumea așa minune și mirăm că dragostea de sus pentru copil oricine poate spune și poate numele frumos Iisus. El este Domnul Iisus, nașterea lui tot cerul ne-a dus. El este Domnul Iisus, nașterea lui tot cerul. După Doinița Crăciunița, urmează Mălina Șandru. Da, Mălina Șandru este invitata ambasadorilor Branului. Este încă unul dintre copiii de care ne ocupăm noi ca și asociație. Elevă în clasa a 9-a la Liceul de Muzică Tudor Ciortea. Ai ca profesoară de canto pe doamna? Suciu Magdalena. Este un copil care vine din comuna Izvoarele, zic bine, nu? Județul Prahova, și a venit în Brașov să studieze muzica pentru că este pasiunea ei și vrea să facă un lucru așa cum trebuie făcut. Va cânta astăzi o piesă, își aleg un repertoriu foarte frumos, copiii observăm, ajutați de noi evident și de profesorilor. Piesa se numește Fluturi de zăpadă și este compoziția lui Andrei Tudor. Yeah.
cățel frumos îmbrăcat și cu papion în cămășuță roșie. Da, ia, spune-ne tu. Este Paul Michitelu. De unde vii, tinere? Eu vin din Comarnic. Ah, din Comarnic. Și unde studiezi tu muzica? Eu studiez muzica la Ploiești cu domnul profesor Corneliu Irimia. Am înțeles. Bun. În afară de canto, mai studiezi altceva? Instrument muzical, ceva? Fac noci și schi. Bravo! O completare... Și felicită. Școală, și noci, și schi, și muzică. Dragii copii, sunt foarte fericiți când au de făcut atâtea lucruri și mai ales dacă le fac și bine. Acum vom vedea cât de bine ne va cânta, pentru că eu știu că el cântă foarte bine. Ce ne-ai pregătit astăzi? Ce cântecel o să ne interpretezi? Astăzi o să vă cânt piesa Jingle Bell Rock. Ani, este elevă la liceul Iohannes Honterus și se numește Antonia Nicolau. Da, și Antonia va începe să ne spună o poezie din repertoriul rusesc. Iernile brănene sunt mai frumoase decât iernile rusești, dar pentru asta tot vesel clopoțelul, nu? Deci Antonia va începe cu o poezie și apoi spune-ne, ca să legăm după aceea momentele, o melodie. Ce o să ne cânți? O să vă cânt White Christmas. Bun. Poezie și cântec cu Antonia Nicolau. Ah, voi sunny, sunny, și voi cai, voi cai, numai dracu v-a scornit minșelul. Peste stepă un goan cu alai, râde până la lacrimi clopoțelul, pretutindem prin pustiuri reci. Lună nu-i, nici glas de câini, nici ceață. Încă n-am îmbătrânit pe veci, hai! Dă-mi suflet, viața mea îndrăzneață. Când am spart un nopții vizitiu, te însoțesc de vrei, dar cu tristețe. Cântă despre ochii vireți care știu și despre voiasa-mi tinerețe. Pălăria mea plășteam, ades puneam calul între clubelate. Mă așezam pe un braț de fân ales și purmă ținte, măi frate, cum mă mai împăunam zburând. Și-n tăcerea nopților stufoase gureșeam harmonică oricând sucea capul fetelor frumoase. Acum totul dus, fugarul a pierit,
S-a schimbat și părul meu și pasul. De prea mult vioi pălăvrăgit și-a pierdut harmonica mea glasul. Sufletul mi totuși plin de rost. Gerul și zăpada îmi saltă țelul, fiindcă peste toate câte au fost, râde până la lacrimi clopoțelul. Început cu Darius Moisa, încheiem acest colaj muzical tot cu Darius Moisa, de data aceasta fără chitară. Ce o să ne cânți, Darius? Eu o să vă cânt melodia Când zâmbești, compusă de Cornel Ilie de la Banc și cântată de Gabriel Codaviță. Și vreau să adaug că această piesă deosebit de sensibilă este închinată mamelor, bunicilor, părinților în general și tuturor îngerilor păzitori care au grijă ca acești copii să crească frumos, cu aripi drepte, verticale și să-și ia zborul la timpul potrivit, nu forțat de împrejurări, nu forțat de lume exterioară atât de gălăgioasă, ci în ritmul lor propriu, delicat, așa cum sunt ei cu sufletele lor. Când zâmbești, cu Darius Moisa. Soare pe cer, mie
Domnilor, ne aflăm la final de carusel muzical de sărbători, pentru că alături de Ancuța Dionisie și Walter Dionisie vă vom adresa câteva gânduri, câteva urări, lăsându-vă apoi în compania unui videoclip de excepție. O să ne spună Walter despre ce este vorba. Eu vreau să vă felicit pentru acest moment pe care ni l-ați oferit într-o seară frumoasă de decembrie, într-o locație de poveste care ne va crea foarte multe amintiri de astăzi începând. Și să vă spun că ambasadorii Branului sunt într-adevăr niște ambasadori, iar voi, alături de ei, la fel, duceți mai departe fiecare părticică de emoție și de bucurie pe care o creați zi de zi. Mai avem ceva de zis, Ancuța? Da, sigur că da. Sigur că da. Mai avem de spus să țineți aproape de Global Human Recovery, pentru că avem proiecte mărețe pentru 2016 care vor debuta cu Gale Global, în care vom premia oameni importanți, copii importanți, modele locale, dar nu numai, modele din toată țara, oameni care fac ceva, care au de spus ceva. Aș putea să dau câteva nume, da? Cristi Dănileț, de exemplu. Cristi Dănileț, Andrei Tudor, Ioan Mateiciuc, George Bondor, redactor șef la redacția Timpul din Iași, doar ce a avut loc la revistei Timpul. Vom premia și instituții, evident, care ne-au fost tot timpul aproape și s-au implicat activ în promovarea a ceea ce facem noi, în promovarea culturii, în promovarea valorilor. Vom premia aceste instituții serioase și vom premia și oameni simpli, simpli, care taie porcul și îl prepară într-un mod excepțional, care își fac treaba din străbuni exact așa cum trebuie, serios și profesionist. Galele acestea vor însemna foarte mult pentru multă lume și vor însemna un punct de plecare și un punct de adunare aici lângă noi, la Bran. Pentru că noi oriunde mergem, suntem un punct de adunare, ca să fim mai precis. Ce să vă mai spun? Să țineți aproape de Global Human Recovery, pentru că în afară de Galele Global, vom mai avea niște proiecte legate de copiii și tinerii din Bran. Vor fi niște conferințe global în care invităm alături de noi personalități din domenii diferite pentru a-și expune toată cunoașterea lor, toată știința lor și verticalitatea lor umană. Ei vor fi modelele noastre. Mulțumesc, Anca. Walter, cred că o să te las pe tine să ne spui despre acel videoclip, pentru că Global Human Recovery nu înseamnă doar ambasadorii Branului, înseamnă o colaborare sau mai multe colaborări cu diversi artiști, cu diversi oameni împătimiți de muzică. Iar care au aceeași atitudine culturală, iar Dan Constantinescu este unul dintre ei. Dan Constantinescu este tatăl lui Mr. Blue, pe care l-ați urmărit puțin mai devreme. Tot ce vreau de Crăciun ești tu. Așa?
Și se uita spre fetele de la ambasadorii Branului, da, care... Nu mai povestesc despre telespectatoarele care în momentul de față deja caută pe internet Mr. Blue, Mr. Blue, Mr. Blue, așa. Cele tinere. De altfel foarte bine că fac acest lucru, pentru că melodia pe care s-a auzit-o este într-adevăr excepțională, îl felicit cu această ocazie. Așa că Dan Constantinescu împreună cu mine în 2009 am compus această piesă pe care o veți urmări în continuare, al cărei videoclip îl veți urmări în continuare, videoclip realizat tot de noi, producția noastră, acasă, ca să zic așa, se numește Iarnă, cu ceapă și cârnați. Scriitoarea, nu? E datoria ei să încheie. Să le spunem la mulți ani, să le spunem un an frumos, un an bogat, să pornească în 2016, ca și în 2015, ca și în 2014, cu dreptul, întotdeauna sigur pe ei și întotdeauna verticali. Asta este dorința cea mare a noastră, să vedem oameni verticali, să vedem oameni care se simt bine în postura de oameni și care ne fac și pe noi să ne simțim bine în prezența lor, în postura lor de oameni, cu o mare. La mulți ani! Mulțumesc, Anca, și nu pot să nu spun ceva ce gândesc chiar acum. Astăzi, eu, una, m-am simțit ca într-o adevărată familie. Această atmosferă de seară, de decembrie, cum spus, această atmosferă creionată printr-un cadru de excepție, iar acești copii toți împreună cântând, recitând și fiind prieteni, toată această atmosferă mă duce cu gândul la atmosfera magică a Crăciunului pe care am simțit-o și am trăit-o la cote maxime astăzi aici și sper pe care v-am putut-o aduce în casele dumneavoastră pe această cale. Vă mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. Sunt Irina Palade, alături de Ancuța și Walter Dionisie. Vă spun toate cele bune, sărbători cu bine, cu sănătate și cu multe, multe bucurii, așa cum ne-am dorit noi pentru noi cei care suntem aici. Vă dorim și dumneavoastră la fel. Ninge, ninge, îți scriu pe zăpadă. Ninge, ninge, albă serenadă.